Despre trădare. Atât de mult vorbim despre dragoste, despre fericire, despre oameni îndrăgostiți și fericiți, despre împlinire alături de omul drag. Cei împliniți vor înțelege, cei fericiți la fel. Nu vor înțelege cei care au iubit, au trăit dragostea și au suferit în numele ei. Nu vor înțelege trădarea și jurămintele dinaintea ei. Să iubești și să nu fii iubit e una, să iubești și să fii trădat e mult mai crunt. E mișelesc. Bărbați, femei, trădătorii în dragoste sunt la fel. Sunt goi. Imaginează-ți o femeie care și-a pierdut sensul vieții pentru că a crezut într-un om. Imaginează-ți un bărbat care refuză să mai iubească. Atât de mult vorbim despre dragoste și atât de puțin o trăim. Cei care înșeală sau trădează pe omul lor nu pot fi înțeleși, nici ascultați. Nu poți explica un gest făcut rațional pe niște temeiuri iraționale, nechipzuite. Nu poți spune azi da, iar mâine nu. Nu poți transforma dragostea într-o tablă de șah cu un rege fugărindu-se după două regine. Nu poți. Cum nu poți jura încredere pe viață și într-o zi, într-o singură zi, să arzi tot. Nu poți face asta nici la 20, nici la 50. Nici fericiți și nici înfuriat, nici iubind și nici răzbunându-te. E o prostie scornită de cei slabi sau de cei înșelați la rândul lor. E un moft al unei lumi cu prea multe femei pentru unii și prea mulți bărbați pentru altele, cu prea multă dragoste. Banal, dar unii cred că e prea multă dragoste pe metru pătrat și pot să o împarți nu doar cu omul drag. Trădarea nu are argumente, are un moment și un nume. Nu trăda. Dacă suferi, pleacă, dar nu trăda. Dacă ai întrebări, întreabă. Dacă vezi că se clatină, susține. Nu fi naiv să crezi că se trece. Unii iartă, dar nu uită. Și e mai dureros să fii lângă cineva care te iubește cu lacrimi. Nu trăda o jumătate, o femeie, un bărbat iubit cu un om. Nu trăda jumătate din tine, poate cea mai frumoasă jumătate. Fii tare și recunoaște că nu merge. Și fii slab și recunoaște că nu mai iubești, dar nu trăda. Nu înșela un om care ar fi gata să înșele și timpul pentru tine. Spune ce simți. Niciodată nu transforma altă dragoste într-un secret. Riști? Da. Riști să luminezi vețele a cel puțin trei oameni. Dar nu trăda. Și nu înșela. Luptă pentru omul tău dacă crezi că este al tău. Lasă și luptă pentru alt om dacă simți că nu mai simți nimic. Sau nu ai simțit nimic. Dar nu trăda. Cât de mult ar trebui să iubești ca să ierți trădarea? Cât de mult ar trebui să nu iubești ca să trădezi?